Bună dimineața! Am ales astăzi să discut despre o altă aplicație Autodesk, o aplicație cloud, care bineînțeles se numește Autodesk Fusion 360. În acest webinar o să încerc să urmăresc un flux al unui produs real realizat în Fusion 360, pornind de la studiul de caz al unei companii care a folosit această aplicație pentru a-și dezvolta un produs nou chiar. Pentru a intra un pic în prezentarea acestei companii, o să menționez că companie produce motociclete. Urmăream acum câțiva ani pe Discovery Channel o emisiune dedicată acestor constructori de motociclete care au pornit de la un atelier mic și care ușor, ușor s-au dezvoltat, s-au extins și au creat o firmă de prestigiu în acest domeniu, cel puțin pentru piața americană. Această firmă se numește Orange County Choppers, OCC. Pentru cei care au urmărit aceste emisiuni, probabil că este familiar. Pentru ceilalți, am înțeles că se mai difuzează în anumite fragmente, inclusiv în România. În momentul în care eu m-am oprit să urmăresc această emisiune din niște motive obiective, firma a făcut pasul la modele 3D pentru o anumită gamă din aceste motociclete și foloseau la momentul respectiv SolidWorks, la aplicația pe care eu o folosit-o inițial în dezvoltarea de produse. Ulterior, s-a renunțat la această aplicație care a fost înlocuită cu aplicația de la Autodesk, Fusion 360, și pe modelul pe care ei l-au dezvoltat cu acest produs, un model conceptual, vorba de o motocicletă electrică care folosește un motor Zeeman. Vom prezenta și noi o parte din modul lor de lucru și cum au utilizat Fusion 360 în dezvoltarea acestui produs. Produsul este expus ulterior la diverse târguri de profil. Aveți undeva în dreapta și poza cu componenta echipei de la OCC, iar în plan principal este, dacă am zis bine, un direcțiu de la Zeeman. Prin urmare, cum au folosit ei Fusion 360, astfel încât să nu numai să modeleze produsul, ci să-l și testeze, pentru că au folosit atât partea de simulare a traseelor de sculă, cât și partea de ale acestui prototip. Și o să începem cu prezentarea modului conceptual sau modului de a proiecta această motocicletă, acest produs, unde, bineînțeles, au plecat de la o schiță a unui designer. Am cum doresc să arate motocicleta respectivă, unde să amplaseze bateriile, unde să fie rezervorul, cum să arate bloc optic și așa mai departe. În urmare, au început să importa în aplicație imaginea respectivă și au creat peste această imagine diverse schițe conceptuale pe care ulterior le-au folosit în mod parametrizat pentru a genera modele 3D. Dacă v-ați obișnuit sau dacă ați văzut în acest inventor, aici lucrurile sunt foarte asemănătoare la nivel de comenzi 3D. Ceea ce diferă este structurarea în browser, care se realizează într-un singur fișier, având aici atât piesele part, cât și piesele assembly. De aceea, în acest browser de pe partea stângă, o să observați și schițele 2D, o să observați și componentele create, o să observați și partea de constrângere sau jointuri, legăturile între componente, practic partea de asamblare. Sigur, nu o să prezentăm vederea întregului produs și numai vreau să vă arăt că schițele 2D sunt parametrizate, la fel modelul 3D. Într-un același fișier putem include alte elemente, deci putem să asamblăm efectiv aceste componente în fișierul de sursă, într-un același fișier, realizând îmbinarea efectivă a elementelor cu elemente foarte asemănătoare sau comenzi foarte asemănătoare cu cele din inventor. Totul este pe ecran, este ușor vizibil,
Iar în partea inferioară a ecranului, pe acea bandă subțire, o să observați partea de istoric a comenzilor care s-au efectuat în acest model. Plecând de la partea de schițe și mergând mai departe pe partea de creare de model 3D, pe partea de asamblare și așa mai departe, un fel de istoric așezat cronologic. Iar pe browser o să observăm componentele din acest subansamblu și o să observăm și relațiile între ele. Acolo putem să ascundem elemente, să le blocăm, să le jonglăm cu ceea ce conține modelul nostru 3D. De exemplu, pentru crearea șasiului, care așa este o schiță care arată ca un bloc, este complet constrânsă și geometric și dimensional. Aceste comenzi arată similar celor din Inventor sau, dacă vreți, celor din AutoCAD 2D, unde putem să așezăm efectiv elementele așa cum facem și în Inventor. Vedeți că aceste constrângeri sau cote sunt relaxate, ele pot fi modificate prin aplicarea altor constrângeri. În acest caz putem ușor suprapune găurile de pe cele două profile și elementul de prindere. În acest caz avem ca model 4 de șasiu. O să vedem cadrul din partea de suspensie spate, cu brațul oscilant. Majoritatea comenzilor se realizează prin selecție directă a schițelor 2D sau a suprafețelor respective și se extrudează, se aplică diverse comenzi de tip push and pull pentru aceste modele 3D. Inclusiv beneficiem de opțiuni pentru a realiza piese multibody într-un model Fusion, care să fie și cazul imediat în care vom construi cele două elemente ale suspensiei spate, plecând de la un singur model 3D inițial și ulterior împărțindu-l în două modele diferite, obținând două componente printr-o singură operație. Deci totul pleacă de la o schiță conceptuală care este schiță parametrizată, iar rezultând urmarea unui desen conceptual, sigur putem să o creăm direct și să generăm apoi operațiile 3D pentru a obține respectivele solide. Modul de lucru este extrem de similar cu Inventor, tipul de fișier este însă diferit, însă Fusion comunică bidirecțional cu Inventor, putem să importăm în Inventor modele 3D din Fusion și invers putem să aducem aici modele Inventor pentru a le asambla cu restul de elemente din Fusion 360. În acest caz, pentru brațul oscilant din spate, s-a creat un singur solid, simetric, după care a fixat pe un plan comun, pur și simplu un dreptunghi cu care au fost decupate și obținute cele două elemente stânga-dreaptă. Observați fițarea asemănătoare cu Inventor, în care avem aceleași parametri pe care putem aplica constrângerile dimensionale și apoi operațiile 3D pentru obținerea modelului final. În acest caz facem o tăiere prin solidul de joc și obținem două bazuri diferite pentru partea din spate. Avantajul a lucrat într-un singur model pentru asamblare și pentru parturile, că nu trebuie să schimbăm fișierele și să le creăm referențieri între ele. Sigur, unele sunt aduse, sunt create separat, altele se gestionează și se creează direct în modelul în care lucrăm. Mergând mai departe, după partea de design, să spunem conceptual, avem partea de editare directă cu forme libere, partea în care nu mai lucrăm pe parametrizarea solidelor, ci lucrăm pe un mesh, practic împărțim primitivele respective în mai multe fețe, obținem mai multe muchii, mai multe vertex-uri și putem să lucrăm pe fiecare dintre aceste elemente, pur și simplu selectându-le și modificându-le
fie prin scalare, fie prin rotire, fie prin pur și simplu prin switch, prin mutarea acestor fețe într-o direcție. Astfel încât să obținem o formă mai complexă care să stimuleze mult mai bine pe partea conceptuală, sigur să ținem cont și de posibilitățile de fabricare a acestor elemente. Dar aici mixăm un pic partea de concept cu partea de inginerie și cu partea de producție. Dacă vorbim aici de o piesă din plastic, e mai ușor de injectat. Dacă vorbim de o piesă metalică, atunci trebuie să ținem cont de ceea ce putem realiza cu respectivele suprafețe. Aici s-a fost aplicată și o condiție de oglindire față de un plan, astfel încât să modificările să se realizeze pe o singură parte și să obținem o piesă total simetrică. Plecând numai de la o ceva primitive, putem să obținem o formă complexă, iar ulterior putem să adăugăm muchii acolo unde dorim să rafinăm sau să obținem o formă mult mai sofisticată decât cea inițială. Ceea ce se întâmplă și în acest caz, prin inserarea de muchii suplimentare și obținând mai multe fețe care permit o altă selecție și permit o altă formă finală a produsului. Cel puțin acest caz este un salt destul de mare de la modela în atelier o piesă, presupunând că ar fi din metal, și la o modela într-o aplicație 3D în care putem să obținem piesa dintr-un material compozit sau dintr-un material plastic. Aici e vorba despre bloc optic. În acest caz, trebuie să folosesc ceea ce se numește T-splines pentru a genera elementul final. Apoi trecem la partea de mașinare, partea de CAM, pentru că în Fusion este integrat și modulul de HSM pe diferite variante, mergând până la frezare în 5 axe sau frezare strângire, depinde de varianta de Fusion. În acest caz se trece ușor pointa modelul 3D către mediul de lucru CAM, pur și simplu printr-un switch de interfață rapid, în care trebuie să ne analizăm definirea simei fabricatului, să alegem scula cu care realizăm operația respectivă și, sigur, să definim operația în sine. Apoi rămâne să facem o simulare a felului de sculă și, într-un final, să putem exporta într-un fișier pentru mașină, într-un cod, pe care mașina se poate interpreta. Păi, dacă la partea de simulare, după definirea operației, odată cu orice modificare față modelul 3D, putem reveni în această operație și relua actualiza informația geometrică și relua traseul de sculă și simula respectiva operație. Și o să vedem asta într-un exemplu următor. Apoi, ar fi partea de analiză cu element finit, care iarăși este înglobată în aplicație, este integrată. Modelul este plecat de la CAM și nu avem decât selectăm mai departe modulul de simulation, unde avem mai multe tipuri de analiză. Statică, modală, termică, plambaj, oboseală și așa mai departe. Neliniară, asta e o vadă masca plastic, și avem producția izotropă. Iar în acest caz se încarcă meniul pentru partea de simulare, în care definim materialul, definim constrângerile, definim încărcările. Dacă discutăm de un ansamblu, definim contactul între fețe, cu cele două elemente, câte sunt, și apoi definim mesh-ul, discretizăm modelul nostru și, bineînțeles, facem partea de calcul efectiv. În acest caz avem două piese în care definim constrângerile,
Aici vă dau o strângere fixă. Zona în care sunt încărcările, suprafețele pe care se aplică forța respectivă. Foarte ușor se define, de exemplu, direcția în care sunt aplicate și valoarea forței respective. Mai toate elementele sunt afișate pe ecran și sunt ușor de vizualizat. Contactele între cele două elemente, la fel ca în inventor, le putem defini automat sau manual cu toleranța respectivă și după aceea putem să le edităm și să le modificăm de tipul respectiv de contact. Și sigur, ultimul pas, putem să generăm partea de calcul. Dar se poate face fie pe calculatorul nostru local, sau putem folosi puterea calculatorilor existente în cloud și în momentul în care această simulare este finalizată, suntem anunțați și se descarcă automat rezultatele acestei analize. Bineînțeles că avem reprezentare grafică pentru eforturi, pentru funcții de siguranță, pentru deplasări. Putem lua probe din diverse zone și putem astfel să evaluăm modificările ulterioare sau comportamentul produsului în situația actuală la respectivele solicitări. Urmând ca ulterior să putem realiza modificarea acestui model și reluarea calculilor din partea de analiză pentru infinit. Pe partea de editare putem să folosim partea de parametri definiți în schiță sau putem să edităm modelul pur și simplu direct, plăgând de anumite suprafețe, muchii, fețe existente în model. Putem elimina anumite operații, exemplu teșitura respectivă și aplica ulterior, reaplica și putem edita acest model fără a mai ține cont de istoric și pur și simplu modificăm forma prin ce se numește presimpul sau editare directă. Acest lucru este foarte util și atunci când importăm modele 3D din alte aplicații, fie pe Photoshop, fie pe Catia, fie pe Proi, fie pe un model într-un format neutru pe care îl obținem de din altă parte, de la un colaborator sau un producător de produs, putem aplica acest tip de editare pe orice model pe care l-am adus în Fusion 360. Cum spuneam, putem face inclusiv partea de rotire sau scalare a acelei geometrii, funcție de un punct de referință pe care îl definim, pur și simplu selectându-l din model. După îngroșarea zonei respective și după modificarea pieței, bineînțeles că putem reveni în modulul de analiză și rula un update al calculului pe nou model pe care l-am modificat. După reluarea calculului și efectuarea rezultatelor, sigur că putem trece și în partea de cam, să resimulăm și să revedem ce se întâmplă cu parțele de sculă pe acea zonă. Pur și simplu selectând alt modul din Fusion pentru a trece în respectivul mediu de lucru. Deși nu sunt acest exemplu explicat, avem și parte de tablă îndoită, un modul de sheet metal inclus în Fusion și acum se urmărește și includerea modulului de electrică. Pentru partea de optimizare a elementului nostru, practic mișoarea masei cu păstarea celorlalți caracteristici de rezistență, se folosește un modul care se numește Optimization. Există un astfel de modul și în inventor, care ce face, aplicând aceleași condiții de
de rezistență, adică aceleași constrângeri, aceleași materiale, aceleași forțe, putem să-i spunem aplicație să-mi calculeze, să-mi definească pe ecran, dintre câteva criterii, care sunt acele elemente care nu preiau solicitări. Iar cele două scopuri ale lor în acest caz au fost mișoarea masei, dar testarea rezistenței materialului. Ceea ce întâmplă aici este reaplicarea acelor condiții, respectiv constrângerile compact între suprafețe și forța, urmând ca după partea de calcul să observăm care sunt elementele care nu preiau, o preiau o parte mică a încărcării respective. Ceea ce se mai definește aici suplimentar este acea zonă sau acele zone din model pe care nu doresc să le afectez, nu doresc să le modific, vreau să rămână constantă, să rămână pe loc. Pentru că am prindere, am axul, am diverse elemente care nu le doresc modificate. Prin urmare, partea de calcul, care se efectuează după aceea, ne arată care e zona de material pe care eu aș putea să ridic pe linii din forma finală a piesei mele și după aceste modificări să refac calculele de FEA pentru a confirma sau valida faptul că piesa rezistă acelor încărcări. Și aici vedeți colorat care sunt acele elemente pe care pot să le exclud și care este masa pe care eu pot să o obțin la final din piesa inițială, obținând teoretic o piesă cu aceeași rezistență. Sigur că pe lângă faptul că avem partea de modelare, partea de asamblare, partea de cam, partea de calcul, spuneam că avem și sheet metal, avem și modul de randare, inclus în Fusion, care mi oferă posibilitatea de a aplica diverse materiale și lumini, o anumită numește scenă, și a obține un model randat, pe care sigur după aia pot să folosesc o prezentare live, pentru că poate găsi în timp real, sau îl pot exporta în exterior pentru a realiza materiale de marketing sau diverse broșuri. Pe lângă aceste module avem și un modul de documentație în care putem pune în planșă modelul final. Și în acest sens o să deschid și o Fusion și o să vă arăt cam cum arată modelul final. Cum spuneam, aplicația se încarcă în cloud, ceea ce vedem noi pe calculator este simplă interfață, iar accesul respectiv, resursele consumate nu se regăsesc pe calculatorul. Singurul lucru de care aveți adevăr nevoie este o conexiune la internet, dar programul poate lucra și în mod offline, urmând să sincronizeze ulterior modelele lucrate în offline cu partea de cloud. Însă fișierele sunt salvate în cloud, ale se pot descărca oricând pe calculatorul propriu. Mai mult, pe lângă partea aceasta de modelare, găsim și o parte de gestionare a variantelor, un document management, în care pot crea mai multe variante și le sunt salvate în sistem, putând apela o variantă mai veche. Putem partaja cu diverse colaboratori pe proiect, care lucrează pe zona de proiect, modelul nostru, și invita diverse colaboratori să acceseze modelul cu diverse drepturi de vizualizare sau editare a modelului 3D. Spuneam că există și o parte de desene de execuție sau de pus în pagina modelului nostru. Aici este numai un model simplu, avem exact același funcționalitate în Inventor, de amplasarea vederilor, desenea de secțiuni, de lucruri de detaliu, de a genera schițe și simboluri pentru diverse stări a suprafeței sau diverse toleranțe, tabele, poziționare, lista de materiale și bineînțeles export extern a acestui model și, sigur, partea de fotare, care sunt, nu o să insist foarte mult, sunt pur și simplu elemente care sunt foarte similare a celor din Inventor și de ce nu chiar și celor din AutoCAD, pentru că fotarea nu este în acest caz foarte complicată. Revenind la modelul nostru, primul pas ar fi să, dacă n-ați făcut-o deja, să descărcați
aplicația și să o rulați în regim trial. Să vedeți cum lucrează ea pentru cei care au lucrat în Inventor vis-a-vis de Inventor, pentru cei care vin din AutoCAD pe serverul AutoCAD 3D. Și să luați în detaliu modulele, pentru că simplu switch al acestor module se face din interfață, destul de ușor, selectând partea de modelare solide, partea de suprafețe, modul de sheet metal, randare, animație, aici vorbim de ansambluri explodate, partea de calcul, ea, simulare, partea de cam și, sigur, partea de desen, care poate fi ca și Inventor obținută din modelul 3D sau din modelul explodat. Apropo de discuții privind securitatea acestei aplicații, pentru că au fost numeroase discuții cu cei care le-au testat sau cei care ar vrea să folosească în producție această aplicație, găsiți pe Autodesk un document care se numește Fusion 360 Security White Paper, în care aveți destul detalii privind partea de securitate în produs, partea de criptare și algoritmi, partea de cloud, inclusiv factura fizică a lor, unde țin serverele, tot ce înseamnă standarde de prevenire a incendiilor, infrastructura, partea de stocare și, bineînțeles, securitatea cloud, care teoretic este la nivel de sistem bancar. Mai mult, există un site dedicat, Autodesk, se numește Autodesk Trust Center, și aveți organizate pe diverse categorii toate aceste elemente care țin de securitatea produsului și modul în care Autodesk a tratat acest subiect, a zice destul de serios. Cu asta fiind zise, nu vă mai rețin astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ne-ați acordat. Eu v-am sugerat să desfăcați aplicația și să o testați. Încă nu cere resurse locale, se instalează foarte repede. Orice update care apare în timp, vi se face în timp real, în momentul în care îl deschideți, programul se actualizează și aveți imediat ultima versiune, inclusiv cu noile facilități care se pot introduce. Pe parcurs, vă spuneam că o să fie introdus și modulul de electrică în Fusion 360 și aplicația se tot completează cu diverse elemente. Mulțumim încă o dată pentru timp, vă urez o zi frumoasă. La revedere!